Mai ales că Gigi Becali nu a ieșit sau nu a fost scos și nu a participat la această slujbă. Până la urmă este vorba de o slujbă, nu este religioasă sau nu este vorba de o altă activitate. Dacă ar fi participat, n-ar fi fost o problemă. Ați spus niște cuvinte interesante. Nu a fost scos sau nu a participat la această slujbă? Niște cuvinte din limba română. Nu văd de ce ar fi atât de... Sigur, deținuții sunt planificați să participe la aceste activități. Într-un penitenciar există 2000 de deținuți, iar capacitatea unei capele sau unei bisericute din penitenciar este undeva la 100-150 de deținuți maxim. Deci este posibil să nu fi fost planificat, este posibil să nu fi fost dorit să participe, sunt mai multe variante. Am înțeles. Mă întorc la dumneavoastră, părinte Stoica. Aveți idee cam de-a lungul timpului câți bani a donat Gigi Becali Bisericii Ortodoxe? Doamne, este greu de spus pentru că destul a făcut către biserică, către patriarhie. Către patriarhie a făcut o donație de, dacă nu mă înșel, 2 milioane de dolari pentru Catedrala Mântuirii Neamului. Acești bani au fost folosiți pentru lucrările pregătitoare, începerii lucrărilor de construire. Dar, din câte știm, domnul Becali este membru activ al comunității parochiale din Pipera, a ajutat foarte mult la construirea acelei biserici din Pipera și cred că mai sunt și alte biserici din țară pe care domnul Becali le-a ajutat financiar. Nu ducem aminte de acel sat distrus de inundații, unde a construit locuințe și ulterior a construit și o biserică. Dacă Gigi Becali vă solicită sau v-ar solicita să trimiteți pe cineva din partea Patriarhiei pentru o slujbă acolo la Rahova, i-ați accepta această solicitare? Îi acceptă Biserica Ortodoxă? Există preot acolo. Domnul George Becali are posibilitatea să-l contacteze pe preotul penitenciarului. Prin intermediul preotului penitenciarului. Păi nu există așa ceva, deci nu. Deci preotul penitenciarului rezolvă acolo toate problemele. Este la dispoziția tuturor persoanelor aflate în penitenciar, nu doar a domnului George Becali. Și dacă problema domnului George Becali este să stea de vorbă cu unul dintre ierarhii Bisericii Ortodoxe Române? Păi, doamnă, cred că speculăm aici. Cred că domnul speculăm, George Becali... Speculăm, eu vă întreb, încerc să stabilesc... Domnul să George care Becali sunt, are aceleași drepturi și responsabilități ca tot și toate celelalte persoane private de libertate. Nu cred că este vorba de un tratament preferențial sau special. Poți să pun și o întrebare. Pentru problemele religioase există preotul penitenciarului. Părinte Stoica, scuzați-mă că vă întreb. Vă ascult, să trăiți. Vreau să pun o întrebare așa sufletească. Adică un om cu Fica lui Dumnezeu, credincios, care a donat bani mulți pentru Catedrala Mântuirii Neamului, pe care o dorim cu toții să se facă, care a construit biserici și cere, face o cerere ca cineva de la Patriarhie să vină să-i facă o slujbă, nu specială, și vrea un duhovnic mai special, să zic așa. Biserica refuză, pe asta mă înțeles dumneavoastră. Că nu, da. Că nu este tratament referențiat. Stați așa puțin. Este... Că nu vorbim de un violator sau din criminal, vorbim de Gigi Becali, care a donat bani, a construit biserici, a susținut proiectul Catedrala Neamului, deci un patriot, totuși. Eu nu știu care este regulamentul penitenciarului, dar cred că se poate să cheme duhovnicul în penitenciar. Nu știu care este regulamentul. Cum se fac astfel de solicitări? Poate ne rămâne și domnul Dumitrașcu, vis-a-vis de chestia. Da, vă pot lămuri dacă îmi permite să intervin. Mă rog. George Becali și orice alt deținut poate face astfel de solicitări. Depinde de Patriarhia Română dacă îi va răspunde într-un mod pozitiv. Dar, așa cum a precizat și părintele Stoica, în penitenciar există un preot. Am înțeles, domnul Dumitrașcu, întrebarea era alta. Adică regulamentul îi permite lucrul ăsta. Noastră nu vă opune. Sigur, regulamentul permite. Asistența religioasă și asistența juridică sunt permise și sunt organizate de către penitenciar. Deci dacă un ierar ar dori să-l viziteze pe George Becali, fie la cerere, fie din inițiativa bisericii, nu este nicio problemă, indiferent de cult, indiferent că vorbim de George Becali sau vorbim de un alt deținut aflat în penitenciar. Asta se întâmplă frecvent, se întâmplă în fiecare zi, în fiecare săptămână, un deținut este vizitat sau primește asistență religioasă.
Bun, v-am spus, am urmărit programul ierarhilor Bisericii Ortodoxe Române. Într-adevăr, dinainte de Florii, cu toate sărbătorile care au fost, Sfinții Împărați Constantin și Elena și ce a mai fost între timp, izvorul tămăduirii de la Paște încoace, n-a mai fost niciodată un ierarh în penitenciarul de la Rahova. Eu vă întreb... Sunteți în eroare. Părinte, dacă îmi permiteți. Da, vă rog. Vă rog. Vicarul Bucureștiului vine în penitenciarul Rahova de câțiva ani minunat. Adică eu vă spun ce scrie pe site-ul oficial al Bisericii Ortodoxe Române. Este pe site-ul oficial al Bisericii. Eu tocmai am avut o discuție cu directorul penitenciarului Rahova, care mi-a dat toate aceste detalii. Vicarul Bucureștiului se află în penitenciar minunat, de regulă. Am înțeles, eu vă spun ce scrie pe site-ul Bisericii Ortodoxe Române referitoare la programul slujirii ierarhilor Bisericii Ortodoxe Române. Da, doamnă, acolo este ceea ce vă spun, că vin informații de la Sfânta. Trebuie să fie în eroare. Slujirile la Sfânta Liturghie. Dar sunt și alte momente cu săptămâni în care ierarhii se prezentă în penitenciar. Eu înțeleg că m-ați încercat să țineți subiectul în atenția telespectatorilor, dar este prezent acolo, prezent este ceva firesc, ține de activitatea bisericii, prezentă în penitenciar. Bun, perfect, perfect ceea ce spuneți. Asta înseamnă că la o liturghie n-a mai fost de foarte multă vreme până astăzi. A e fost până posibil. Alte vizite. Doamnă, de regulă prezența la Sfântă Liturghie se face în preajma sărbătorii Crăciunului, în preajma sărbătorii Învierii Domnului, de regulă în post, pentru că și deținuții se spovede și se împărtășesc. Părinte, eu vreau să mă întreb altceva. Dacă... Sfinții Apostol Petru și Pavel, care sunt ocrotitorii celor din penitenciare. Și atunci se face Sfânta Liturghie. Bun, dumneavoastră considerați... Că trebuie să fie prezent în fiecare duminică acolo. Dumneavoastră considerați că este greșită afirmația că astăzi un ierarh al Bisericii Ortodoxe Române s-ar fi dus în penitenciar pentru că acolo se află unul dintre cei mai mari binefăcători ai Bisericii Ortodoxe Române? Da, este eronată. Pentru că prezența a fost una firească. Era programată, n-are nicio legătură cu domnul George Becali. Chiar dacă n-a mai fost, chiar dacă acest ierarh... N-are legătură cu domnul George Becali. Aici este diferența de nuanțe pe care trebuie să o facem. Eu înțeleg că vă temeți foarte tare de alăturarea cu domnul Becali. Informăm corect opinia publică. Încercați să informați corect opinia publică, nu ne temem de nimic. Bănuiesc că dumneavoastră informați corect opinia publică atunci când faceți, programul slujirii ierarhilor Bisericii Ortodoxe Române. Și așa cum a spus și dumneavoastră, probabil acest ierarh a mai fost acolo în diverse vizite cu totul alta decât o slujbă de duminică, o slujbă dintr-o sărbătoare. Pentru că asta vă contrazice că vă place, că nu programul pe care îl postează Biserica Ortodoxă Doamna, Română. Uitați-vă anii anteriori, uitați-vă ce s-a întâmplat înainte de Crăciun. Bine, se oficiază Sfânta Liturghie duminică acolo când ajunge episcopul. Și vă mai spun și de ce a fost episcopul acolo. Pentru că biserica se fixează și trebuie supravegheată și lucrarea Scriptură. Bun, și astăzi duminică, înțeleg că nu s-a dus să vadă dacă biserica se pictează, ci s-a dus să facă o liturghie. Păi doamnă, în biserica a slujit liturghia. Dumneavoastră, în urmă, stăpâniți niște noțiuni. În biserica a slujit liturghia. Unde credeți că oficial liturghia? Nu în biserica care se pictează? Ba da, părinte, nu știu de ce sunteți atunci... așa de agresiv. Păi nu că sunt agresiv, dar încercați să fiți decente, să informați corect opinia publică. Părinte, ceea ce am spus eu sună în felul următor. Astăzi, Preasfințitul s-a dus să țină o liturghie de duminică pentru deținuții de la Rahova. Exact. Nu a mai fost acolo în acest scop de a ține o liturghie, de a-i spovedi pe oameni, de a le asculta grijile, decât în momentele în care s-a dus acolo la Rahova ca să verifice dacă s-a pictat biserica. Nu, doamnă, nu. Domnul Dumitrașcu ne-a ajutat foarte mult. Bilunar, ierarhul este acolo. Pentru că sunt persoane private de libertate care doresc să se spovedească, care doresc să împărtășească o bucurie. Eu am fost acolo și m-am mai impresionat să demonstrat în penitenția. Dacă permiteți să intervin, părinte, și... Mă rog. Doamnă. Cred că nu sunt tocmai un specialist în comunicare, dar cred că se învață la jurnalism. Faptul că între două evenimente există o legătură nu înseamnă multă că există o legătură de cauzalitate. Eu am precizat și am încercat să mă informez. Vicarul Bucureștiului merge periodic în penitenciarul Rahova. Nu știm exact dacă merge pentru liturghii, merge pentru a vizita deținut sau merge pentru a verifica lucrările, pentru că nu
nu avem o situație de genul ăsta. Asta spuneți dumneavoastră că nu știți, părintele Stoica ne-a lămurit de ce se duce. Deci... A fost în acea ocazie pentru liturghie, dar în alte ocazii a fost pentru a discuta cu deținuți, în alte ocazii a fost pentru a verifica stadiul lucrării. Face parte, dacă doriți, fișa postului vicarului Bucureștiului. Nu știu, și eu personal nu înțeleg care e subiectul, că George Mica din a fost la sculpă și pentru asta bănuim că cineva s-a dus special la el. Adică, mă iertați, dar și mie personal, și am toată simpatia și pentru dumneavoastră și pentru ceea ce faceți, mi se pare puțin tras de păr subiectul, eu nu-l înțeleg. Păi, dacă vreți, eu încerc să vă fac din nou o explicație. Problema nu este nici că s-a dus preasfințitul la Rahova, nici că acolo s-a dus Gigi Becali. Înțeleg că există o atitudine de, cum să spun, un pas înapoi pe care îl dă cel puțin biserica în clipa de față. Nu, doamnă, nu dăm niciun pas înapoi, scuzați-mă, dar n-are legătură cu domnul Becali. Trebuie să informăm corect opinia publică. N-are legătură cu domnul Becali prezența ierarhului în penitenciar astăzi. Am înțeles, chiar dacă e o coincidență, e în regulă. Coincidența o susțineți noastră. Bine, eu nu cred în coincidente, știți. E dreptul noastră să credeți sau să nu credeți în coincidențe. Da, așa e. Mulțumesc, domnul Dumitrașcu, pentru intervenția dumneavoastră. Părinte, vă rog frumos să mai rămâneți câteva momente alături de noi. Eu vă întreb cum vi se pare povestea, domnul Pelican. Chiar nu pot să mă pronunț, doamna Rusu. Nu știu, părintele Stoica, pot să-l cred, spune că nu e deloc legat de venirea domnului George Becali. A intervenit și liderul desticat. Sincer, sub cuvânt de onoare, chiar nu știu și nu m-aș pronunța, chiar nu știu. Bun, Codrin Ștefănescu. Eu am înțeles așa ce spunea domnul Dumitrașcu, care e președintele sindicatului. Conform regulamentului, orice deținut poate să facă o cerere către Patriarhie și să ceară pe cine dorește el. Patriarhia decide dacă vine, nu știu, chiar patriarh.